Botezul Domnului sau boboteaza face parte din șirul sărbătorilor de iarnă. În ziua de 5 ianuarie, creștinii țin post negru, la fel ca în ajunul Crăciunului sau Vinerea Mare dinaintea Paștilor. Tot în ajunul bobotezei, preoții merg la casele credincioșilor pentru a le aduce, prin stropirea cu apă sfințită, binecuvântarea Sfintei Treimi. Tradiția spune că, pe lângă sfințirea apei, în această zi au loc o serie de obiceiuri populare. În ajunul bobotezei, preotul vine și sfințește casele creștinilor, iar această binecuvântare se revarsă nu doar asupra oamenilor, ci și asupra gospodăriei, asupra animalelor. Venirea preotului în casă cu botezul reprezintă un moment magic, iar fetele nemăritate încearcă să-și găsească ursitul furând o crenguță de busuioc de la preot pe care îl vor pune la noapte sub pernă și pe cine vor visa, acela va fi ursitul. Sau în această seară vor scormoni foarte tare în juraticul din sobă și cu fiecare scânteie care va ieși de acolo își dorește ca inima iubitului să fie la fel de înflăcărată. Boboteaza, această sfințire a apelor, aghiazma mare, reprezintă momentul de cotitură pentru creștinii ortodoxi, iar botezul Domnului este poate cel mai important și cea mai importantă taină pentru noi creștini ortodoxi. Sărbătoarea este cunoscută atât în Biserica Ortodoxă cât și în Biserica Romano-Catolică. Botezul Domnului este amintit încă din secolul al II-lea după Hristos de Sfântul Clement Alexandrinul. Suntem astăzi în ajunul bobotezei și să nu uităm că peste două zile, odată cu sărbătoarea Sfântului Ion, încheiem un întreg proces al sărbătorilor de iarnă pe care le-am deschis anul trecut de sărbătoarea Sfântului Andrei. Însă astăzi, ajunul bobotezei și mâine reprezintă un moment extrem de important în calendarul creștin ortodox, dar și în calendarul popular, cel care guverna satul tradițional. Și la Târgoviște se fac pregătiri pentru bobotează. Miercuri 6 ianuarie, cu prilejul sărbătorii botezului Domnului, la Catedrala din Târgoviște, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Nifon, însoțit de numeroși preoți și diaconi, va săvârși Sfânta Liturghie, la finalul căreia, în fața Sfântului Lăcaș, va oficia slujba aghiazmei celei mari. La Catedrala Mitropolitană din Târgoviște se fac ultimele pregătiri pentru una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, botezul Domnului. Sute de credincioși sunt așteptați pe data de 6 ianuarie să ia parte la slujba de sfințire a apei. Totodată, peste 50 de jandarmi vor asigura măsurile de ordine publică, având în vedere faptul că la astfel de slujbe religioase participă un public numeros.